dintre ultimele decizii este cea privind supravegherea tehnică. Puteți estima care ar fi amploarea acestei decizii asupra dosarelor și care este soluția? Este o decizie a Curții Constituționale care, odată ce va fi publicată în Monitor Oficial, este obligatorie. Nu putem să comentăm aceste decizii, dar avem o obligație de a respecta întocmai decizia Curții Constituționale. Pentru a respecta decizia Curții Constituționale, sunt necesare câteva modificări în ceea ce privește structura de personal a Direcției Naționale Anticorupție. Odată ce a fost pronunțată această decizie, pot să vă spun că și activitatea Serviciului Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție a suferit anumite modificări și va trebui să sufere anumite modificări. În primul rând, avem nevoie de o suplimentare a numărului de polițiști care vor lucra în Direcția Națională Anticorupție, dar și o suplimentare a echipamentelor tehnice pe care le folosim, a softurilor, a procedurilor pentru a pregăti din punct de vedere profesional polițiștii care vor lucra în Direcția Națională Anticorupție, ceea ce implică o sumă de aproximativ 10 milioane de euro. În această sumă se include și necesitatea de a avea un spațiu suplimentar, pentru că odată suplimentate resursele umane, o să avem nevoie și de un spațiu suplimentar. În principal, decizia Curții Constituționale obligă procurorii și polițiștii din poliția judiciară să procedeze personal la punerea în executare a autorizațiilor de supraveghere tehnică. Avem patru categorii sau patru tipuri de activități care intră în această supraveghere tehnică. Sunt interceptările comunicațiilor, sunt interceptările în mediul ambiental, sunt localizările pe care noi le facem și sunt situațiile în care avem nevoie de acces la trafic de date. Iată că sunt activități diferite. Până la momentul pronunțării deciziei, în activitatea de punere în aplicare a autorizațiilor emise de instanță, obișnuiam să apelăm la ajutorul și la sprijinul tehnic al altor instituții ale statului, structuri ale Ministerului de Interne, Serviciul Român de Informații. În prezent, prin pronunțarea acestei decizii, orice sprijin tehnic trebuie să fie acordat doar de procurori, polițiști sau de furnizorii sau companiile de telecomunicații. În acest moment, noi am făcut această evaluare pentru a putea lucra eficient în cazurile noastre. Avem nevoie de această suplimentare de personal, avem nevoie de această suplimentare a bugetului, însă această evaluare este valabilă doar dacă putem folosi infrastructura deja existentă a Serviciului Român de Informații, cu condiția ca punerea în executare să se facă direct de către polițiștii și procurorii din Direcția Națională Anticorupție. Acest lucru este posibil în acest moment, ca polițiștii și procurorii din Direcția Națională Anticorupție să procedeze personal la punerea în aplicare acestor autorizații, dar trebuie să folosim această infrastructură. În situația în care, din punct de vedere legal, nu va fi permisă folosirea acestei infrastructuri, atunci cu siguranță evaluarea noastră, atât din punct de vedere a resurselor, dar mai ales din punct de vedere al echipamentelor, va fi mult mai mare. Ce se întâmplă cu dosarele? Noi vom continua activitatea. Avem un volum foarte mare de dosare. Avem peste 7300 de dosare în acest moment în lucru la aproximativ 120 de procurori. Este un volum foarte mare de dosare. Sunt procurori care au în lucru peste 100 de dosare. În acest moment suntem pregătiți ca odată ce decizia Curții Constituționale va fi publicată să procedăm personal la punerea în aplicare a autorizațiilor, însă pentru a face față la toate cele patru categorii de activități pe care noi le desfășurăm atunci când vorbim de supraveghere tehnică în scopul obținerii de probe, sigur că avem nevoie de resurse suplimentare. Dacă va fi aprobată suplimentarea schemei de personal, până în acel moment va trebui ca să folosim resursele existente, motiv pentru care anumite dosare sau, în general, dosarele de urmărire penală care nu sunt aproape de finalizare vor fi un pic întârziate. În acest moment trebuie să folosim polițiștii din poliția judiciară pe care îi avem pentru a pune în aplicare aceste măsuri de supraveghere tehnică. Așadar, vom avea câțiva polițiști care nu vor mai lucra în dosarele penale și care vor fi
pregătiți din punct de vedere profesional de colegii de la serviciu tehnic pentru a putea să continuăm aceste activități care sunt extrem de necesare și utile în strângerea probatorului. Sunt păreri că această decizie a Curții Constituționale va dezbina așa zisul binom SRI DNA sau din control va întări. Cum comentați? Pot să vă spun că în activitatea noastră noi am lucrat cu toate instituțiile statului care ne puteau oferi sprijin tehnic sau sprijin informativ în activitatea noastră și vom continua să facem același lucru. Până la urmă, nu cred că este neconstituțional să lucrezi cu o instituție a statului care îți oferă un anumit sprijin tehnic sau îți oferă o anumită infrastructură. Sigur că din momentul în care această decizie va fi publicată, așa cum v-am spus, noi vom fi pregătiți să aplicăm această decizie exact așa cum ea a fost pronunțată. Din punct de vedere al sprijinului tehnic pe care Serviciul Român de Informații sau alte servicii de informații ni l-a oferit, acest lucru nu se va mai putea realiza pentru că decizia Curții Constituționale spune că punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică trebuie să se facă de către procurori și polițiști. Desigur, colaborarea noastră cu Serviciul Român de Informații, dar și cu celelalte instituții, se va desfășura doar în conformitate cu legea.